Oameni buni, astăzi vom face ceva diferit aici pe YouTube față de ceea ce v-am obișnuit sau cu ceea ce v-am obișnuit eu în ultima perioadă. Nu suntem la o emisiune, nu suntem la costum. Dacă doriți să mă vedeți la emisiuni cum prezint, când vorbesc, ce vorbesc, ce dezbat, urmăriți Imperiul Investitorilor, Florin din Show și multe altele. Le găsiți aici pe canal. Ei bine, astăzi nu facem emisiune, facem un fel de reacție. N-am mai făcut de mult timp o reacție, de când m-am apucat eu de YouTube și de atunci au trecut vreo 5 ani de când am mai făcut eu o reacție pe bune. Iată-ne astăzi aici să vedem ce s-a întâmplat în lumea aceasta a influencerilor, pentru că ni s-a alăturat nimeni altul decât al nostru Liviu. Îl cunoașteți probabil cu toții pe Liviu Dragnea, fostul conducător al Partidului Social Democrat, PSD. A fost șeful PSD foarte bine, om politic, om respectabil, aș putea spune, Liviu Dragnea. E bine, uite că și-a găsit pasiunea și spunea încă de acum un an la 40 de întrebări emisiunea de la televizor că el iubește foarte mult să gătească și iată că ne-a surprins Liviu Dragnea în ultimele 24 de ore toate posturile de știri scrie despre domnia sa. Liviu Dragnea s-a apucat de YouTube și TikTok. Liviu Dragnea devine influencer. Ce se va întâmpla oare, oameni buni? Vom fi manipulați și în mediul online de Liviu Dragnea, scria o sursă. Nu vreau să o citez acum, dar o puteți găsi pe internet. Eu chiar un post de televiziune care mai bagă vrăjile în ultima perioadă. Ei bine, astăzi reacționăm și noi la această emisiune pe care o lansează pe YouTube Liviu Dragnea, pe care vreau să o redau chiar acum. Hai să vedem. Bucătăria, de acasă, cu Liviu Dragnea. Hai să-i ascultăm și noi ce are de spus domnia sa. Numele meu este Liviu Dragnea și vreau să încercăm în aceste... Da, domnul Liviu Dragnea, așadar, în fața noastră a tuturor. Pentru cei care nu știți, v-am zis eu, este fost un politic care a condus Partidul Social Democrat timp de ceva ani. Nu vreau să dau eu acum o valoare exactă, că nu m-am interesat înainte și nu o știu. Și nu e bine să spui ceva ce nu știi până la urmă. Deci domnul Liviu Dragnea și-a descoperit adevărata sa pasiune, nu politica, ci mâncarea. Face bucătărie și dacă doriți să-l urmăriți, aveți linkul canalului său în descriere. Abia ce s-a apucat de YouTube, are undeva la 1900 de abonați în acest moment și la primul clip postat pe YouTube, acesta cu bucătăria de acasă, a strâns atenție mare în nici 24 de ore, peste 100.000 de vizualizări. Aș zice că dacă avea 50.000 de abonați, cifra minimă, da, ca să poți fi în trendingul românesc. Deci dacă avea 50.000 de abonați Liviu Dragnea, cu cifrele astea pe care le are el și cu domeniul abordat, adică n-a cântat manele, nu s-a combinat cu nimeni, n-a făcut vreo farsă, este pur și simplu el care are un nume în spate și are o istorie în spate, bineînțeles, este el, al nostru Liviu Dragnea, care de unul singur, sau cine știe, poate ajutat, în mod normal ar trebui să fie ajutat de cineva, iată, s-a apucat de YouTube 100 și ceva de mii de vizualizări nici măcar o zi. Cred că nimeni n-ar reuși acest lucru dacă s-ar apuca acum de YouTube. Dacă Sherry se apucă din nou de YouTube, este cel mai cunoscut YouTuber român, eu cred că dacă se apucă din nou de YouTube, nu știu dacă poate reuși 100 de mii de vizualizări făcând mâncare. De exemplu, da? Poate dacă vine cu o farsă, cu un invitat special, poate face mai mult de 100 de mii într-o zi, da? Cum a fost Vulpița acum vreo 2-3 ani, că nu știa nimeni. De la apărut pe la TV, farse nebunii, se uitau vârstnicii la ei și brusc au făcut milioane de vizualizări cu câteva piese trase în studio, că vocile erau artificiale 100%. Da. Deci se pot face vizualizări. Să vedem ce influență va avea Liviu Dragnea pe platforma aceasta. Eu sincer cred că domnul s-a schimbat. Da? Chiar dacă știți voi, lupul schimbă pielea, dar năravul, bap, chestii de-astea am văzut prin comentarii la acest clip, la emisiunea domnului Liviu.
Păi, sincer, eu cred că s-a schimbat, mai ales că a stat și în pușcărie vreo 2 ani, dacă nu mă înșel. Eu cred că acolo a stat pe gânduri și s-a schimbat. Spuneam în 2018, domnul Liviu Dragnea, că el nu va ieși din politică și iată, acum nu știu exact dacă a ieșit sau n-a ieșit din politică, probabil a ieșit din politică și a redescoperit viața și a descoperit adevărata pasiune, care este, se pare, bucătăria și să știți că gătește chiar foarte bine. Unii spuneau, băi, ce-o fi pus acolo în făină aia? Am citit și eu câteva comentarii. Nu știu exact dacă are un plan să facă rău pe această platformă și să profite de mediul online, sau chiar omul ăsta s-a schimbat și vrea să facă bine și să demonstreze oamenilor că știe și altceva, nu doar politică. Eu zic să-l ascultăm, să vedem și ce are de demonstrat pe această parte culinară și să uităm istoricul lui politic. Chiar dacă e destul de greu să-l uităm, să-l uităm momentan. Și să nu mai criticăm oamenii după copertă. Am învățat noi românii să punem etichete anumitor persoane și să-i judecăm după acea etichetă. Liviu Dragnea este o etichetă pusă de către majoritatea românilor. Un hoț, un trădător, nu trădător, zic eu prost, un hoț, un pușcăriaș, dacă pot numi așa, asta e eticheta pusă de către români. Dar noi nu trebuie să-l considerăm așa. Trebuie să ne gândim că poate s-a schimbat cumva. Și prin acest clip, l-am urmărit de vreo 2 ore clipul ăsta, în limbajul său, nu cred că a fost ceva jurizat, că dacă ar fi fost jurizat, trebuia să fie omul la teatru, nu la politică. Eu zic că s-a schimbat. Hai să-l urmărim în continuare pe al nostru Liviu și pe YouTube și pe TikTok, făcând bucătărie. Atenție, nu face altceva decât bucătărie în momentul acesta. Unii spun acum scenarii de-alea de science fiction, că el se apucă mai întâi cu bucătăria să strângă urmăritori, după aia o să vină și o să fie influencer și o să influențeze lumea într-un mod negativ. Hai să nu exagerăm totuși. Cine știe cine îl ajută pe al nostru Liviu să facă astea? Nu știu momentan, poate va veni cu o secțiune de Q&A ceva, dar eu zic că este un prilej bun de a-i urmări și alte acțiuni ale lui Liviu Dragnea, nu doar cele pe care le cunoaștem cu toți. Cam asta este clipul de reacție. Nu vreau să reacționez acum chiar la tot clipul său de pe YouTube. Dacă vreți să-i vedeți clipul, aveți link primul în descrierea acestui videoclip. Am vrut să vorbesc și eu de discuția asta, că dacă tot vorbesc toate postele de știri, zic să vorbesc și eu aici pe YouTube. Cine știe, poate mai mă asculte iarăși cineva ca atunci cu educația și cum s-a schimbat de la structura anului școlar, de la semestre la module. Oi fi avut influență, noi fi avut, cine știe. Dar al nostru Liviu are sau nu are influență în domeniul culinar. Vă las pe voi să aflați, urmărindu-i clipurile din următoarea perioadă. Nu cred că se lasă aici pe gubaș la episodul 1 din bucătăria de acasă. Vor urma și altele. Urmăriți-o, că n-aveți ce pierde. Toate cele bune, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vedem ce mai discutăm în următoarea perioadă aici la Reaction. Breaking news, aș fi putut spune. V-ați fi așteptat probabil să râd, să fac o reacție de asta mai caterincă, dar nu. E serios subiectul, e al nostru Liviu. Îi urăm mult succes pe această platformă și vouă vă doresc să vă luminați. Să vă luminați și să priviți și lucrurile altfel. Că oamenii nu sunt ceea ce par uneori. La revedere!